O să încep cu o mică mărturisire pe care, sigur, și cu care am mimat o recom pentru că el e vedeta de televiziune pe care... Hai să mă trag! Nu ai nevoie de microfon, vedeta de televiziune. Eu nu obișnuiesc să citesc în general, din păcate. Să citesc, să citesc cu voce tare. Mi când de că mi se mai întâmplă să citesc în gând. În șoată. Sau pe literă. Mă bucur că sunt aici și sigur îi mulțumesc lui Răzvan Țupa pentru răbdarea cu care ne-a împovățit, să zic, existența în ultima vreme, fiindcă nu știam dacă o să venim sau nu împreună sau separat. Am venit până la urmă separat. A fost odată o băutură frumoasă, locuia departe, undeva între munți, împreună cu Via și prunul ei. Pe atunci îi trăiau fericiți la bătrânețe chiar și apa și orzul din partea mamei. Purta culori curate și luminoase, iar la nunți câte o salvă proaspătă din felidele mâie. Până și aerul, cât era el de tare de acolo, se îmbujora de câte ori își trecea rândurile prin spuma ei deasă și parfumată. La râu, când albea suferințele, peștii și fluturii îi săreau în pală, cerându-i parcă să le trodeze aripile pe peșcheaua strălucitoare așezătorilor lungi de iarnă. Piața din iazul trăpa de necaz, dacă nu-i înviorau obrajii, iar vișinele îi puneau sâmburi în palmă numai să intre sub piele. Nimeni nu avea destul curaj să-i ceară tinerețea subțire, dar se știa că e dintre cele ce se fac și mai focoase cu trecerea timpului. Doar un pahar înalt și sincer, prin care se putea citi o carte deschisă de atâta sănătate, și-a rupt singur piciorul într-o bună zi să nu-l ia, vai, în armată. Iarna pleca de acasă, de sub nori, să moară departe ca un pilot de vânătoare vechi, obișnuit să dăruiască blănul și orhidee vizeuzelor. Omii citeau îndemnuri la colaboare de pe fulgii ultimei minsori și câte unul mai strâmb, un flăre agustând ciocolată caldă din apus. Țiganii împărteau în copertele cărților cu lucruri noi, poate furate. Li se răspundea rar și numai atunci când înviau casetofoanele din mașinile negre. Se încălzise puțin, doar cât să presară motocicliștii în fața televizoarelor. Înțelegeau dintr-o dată altfel aplauzele ce însoțeau pașii unei sărituri în lungime din nord. Iarna se învoise câteva zile ca o croitoreasă plătită din când în când. O așteptau cămăși arse cu țigara pe care știa să troteze cei mai frumoși ghiocei negri. O respectau toți, toți pentru asta. Aproape că nu era bărbat căsătorit să nu fi trecut pe la ea înainte de a ajunge acasă. Să mai păstrezi?